Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Vă spun ca de fiecare dată să nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, inclusiv pe TikTok, ne găsiți acolo la Hunedoara 1 TV și bineînțeles pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă și abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumesc ca de fiecare dată că ne urmăriți și sunteți cu ochii pe noi. Cu ochii pe activitatea instituțiilor din județul Hunedoara suntem și noi în permanență și încercăm să aducem în fața dumneavoastră oameni care să vină în sprijinul dumneavoastră, oameni care să ne aducă și noi ultimele noutăți din diferite domenii, pentru că este extrem de important pentru ca dumneavoastră, de fapt, să fiți informați, să fiți corect informați, direct de la sursă, așa cum ne place și nouă de fiecare dată să spunem. Astăzi vom discuta despre noutățile în ceea ce privește evidența persoanelor. Vom avea unele modificări pe parcursul perioadei următoare, chiar dacă discutăm, spre exemplu, despre cartea de identitate electronică de, cred că, cel puțin 10 ani o tot aducem în discuție. Avem în România și câteva județe pilot în care deja au fost emise astfel de cărți de identitate electronice. Astăzi încercăm să aflăm și noi când va fi pe această listă și județul Hunedoara, care sunt noutățile, cu ce ne ajută, cu ce ne afectează aceste modificări și vom discuta cu siguranță și despre alte noutăți în ceea ce privește această activitate. Alături de mine astăzi în platoul emisiunii Hunedoara în direct se află doamna Monica Gânscă, directorul executiv al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Sunt, spun eu, esențiale aceste, ca aceste informații să ajungă la hunedoreni, să ajungă la oameni, pentru că oamenii sunt sătui de drumuri, sunt sătui de cozi, să stea de la o ușă la alta pentru a afla informații, pentru a înțelege ce trebuie să facă, ce documente sunt necesare pentru eliberarea anumitor acte de stare civilă și aici ne referim la un spectru destul de larg, pentru că nu vorbim doar despre cartea de identitate, ci sunt mai multe documentele pe care le eliberați, documente cu care lucrați zi de zi, de ani de zile, putem spune. O să discutăm și o să vreau să ne explicați pe larg și pe înțelesul tuturor ce înseamnă de fapt această digitalizare despre care tot discutăm, așa cum spuneam și puțin mai devreme, de foarte mulți ani. În unele instituții se aplică, în altele lucrurile merg mai greoi, pentru că până la urmă trebuie să existe totuși o conexiune între toate instituțiile pentru ca acest sistem să funcționeze așa ca la carte. Dar cu pași timizi, să spunem, lucrurile par să intre într-o normalitate. Vor mai trece câțiva ani, cu siguranță, până când va merge perfect un astfel de sistem, dar ați făcut și dumneavoastră pași în această direcție. Aș vrea să încep așa cum, de fapt, și începe viața omului de la stare civilă și continuăm cu cartea electronică. De ce vreau să încep cu partea de stare civilă? Pentru că avem nu doar planuri pe linie de stare civilă, ci avem fapte, acțiuni concrete care s-au întâmplat de la începutul anului până în prezent. Ce înseamnă acest lucru? Că la nivelul țării au fost scanate și digitizate 75 de milioane de acte de stare civilă. Asta ce înseamnă? Că tot vorbim în speță de județul Hunedoara și noi am avut undeva la 1.800.000 de acte de stare civilă care au fost scanate, digitizate, exemplarul 2 al actelor de stare civilă din județ 100 de ani. Începând din ianuarie 1921 până în 2022, toate acele registre, când v-ați căsătorit, ați semnat într-un registru. Avem exemplarul 1 care se află în păstrare la primărie și exemplarul 2 care se află în păstrare la instituția noastră. Tocmai acel exemplar 2 a fost scanat și se lucrează, județul Hunedoara a fost județ pilot, cu data de 10 mai la acest an, se lucrează în sistemul, în SIASC, sistemul informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, așa se numește, un program informatizat unde în prezent în județul Hunedoara se înregistrează nașterile și decesele
pe acest, în acest program. Doar în acest program sau să merge și în varianta clasică? Doar în acest program, nașterile și decesele, căsătoriile urmând, proiectul practic se întinde până în 24 septembrie, așa prevede actul normativ. Data de 24 septembrie este dată limită când va trebui toate faptele de stare civilă să fie înregistrate în acest sistem informatic. În speță căsătoria, mai urmează schimbările de nume și alte rectificările, alte fapte de stare civilă vor trebui până în data de 24 septembrie. Să fie toate înregistrate în acest sistem. V-am spus, noi lucrăm, am fost județ pilot din 10 mai, am reușit în prezent, astăzi când vorbim, toate primăriile din județ, toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale din județ înregistrează în SIASC nașterile și decesele. A fost greu, nu zic că nu a fost greu, pentru că ca orice lucru nou, nu-i ceva care pare greu, cu lucrătorii, ofițerii de stare civilă au fost cu reticență, li s-a părut că e mai complicat, dar, într-adevăr, cu ce complicat, ajută pe cetățeni acest asta vreau sistem, să vă spun, complicat, complicat, dar ne ajută pentru că reduce din termenul de soluționare a unei lucrări. Ce înseamnă? În momentul în care, v-am spus, noi suntem la început, dar atunci când sistemul va fi funcțional, vorbim până la sfârșitul anului, când toată țara, în prezent nu toată țara, adică nu toate primăriile din țară lucrează, s-a intrat etapizat, unele județe au reușit să intre toate primăriile, altele nu. Dar atunci când vor fi toate primăriile, de ce ajută? De exemplu, eu dacă aș fi născută la Iași, mă căsătoresc la Deva, nu mai am nevoie de toate extrase, documente, pentru că eu, lucrător de stare civilă, în acest program SIAS, pentru că mi-a fost scanat actul de naștere, îl văd în program. Nu mai îmi trebuie extrase, nu mai îmi trebuie să fac solicitare la Iași, pentru deci în orice județ al țării, că vorbim de Iași, de Botoșani, de exact. Cluj și eu sunt în județul Hunedoara, dumneavoastră ca lucrător al acestei direcții, aveți posibilitatea de a accesa... Nu al direcției, toată țara, toate primăriile. Deci inclusiv primăriile, nu trebuie toată lumea, nu doar direcția de evidența persoanelor. Deci acest proiect, acest program este instalat, se lucrează în toate unitățile administrativ-teritoriale din țară. Cum e structurată starea civilă? Fiecare primărie are un ofițer, cel puțin un ofițer de stare civilă. Deci noi având 69 de primării în județ, 69 de ofițeri de stare civilă. Toți lucrează și atunci te ajută pentru că se scurtează, v-am spus, termenele, se scurtează cetățeanul atunci când va fi proiectul la final, acest sistem, acest SIAS, sistem informatic, are 3 componente. Are o platformă pentru ofițerul de stare civilă, unde lucrează ofițerul de stare civilă, are o platformă pentru cetățean și o platformă pentru instituții. Ce înseamnă acest lucru? Cetățeanul, v-am spus, nu astăzi, în prezent, când va fi finalizată, poate reveni și la cartea electronică, să se autentifice cu cartea electronică în sistem și să-și ceară, să-și solicite un certificat de naștere, de partea frumoasă, nu vorbim de aparținătorul care să solicite un certificat de deces pentru deși un părinte. Deși va putea face și poate acest și asta, lucru, exact. Dar solicită un certificat de naștere de acasă și îl va primi prin mail certificatul solicitat de la orice primărie asta din țară. Asta va însemna că toate instituțiile să accepte în acest format electronic aceste documente, nu? Pentru că el îl solicită, îl primește în format electronic, nu? Asta mai înseamnă că nu ni se va mai cere și... Nu se mai cere fizic, pentru că... originalul, nu? Se cere fizic, nu-l mai cerem noi, dar probabil o să ceară anumite
instituții care... Deci tot trebuie să mai facă un drum cetățeanul unde? Păi, la unde solicită acel document. Nu. Deci documentul în prezent, vorbind doar de evidență și stare civilă. De exemplu, acum se solicită certificatul de naștere dacă te duci să ceri o carte de identitate. Pe viitor, când avem acest sistem informatizat, când avem carte electronică, nu va mai trebui cetățeanul să se prezinte cu certificatul de naștere, pentru că noi avem scanat actul și atunci tu ai posibilitatea lucrător de evidență la ghișeu conform cu originalul, să vezi și atunci efectiv actul și nu mai ai nevoie. Ai nevoie probabil de un certificat dacă între timp cetățeanul schimbă nume, se căsătorește, schimbă statutul, tot felul de, de-a lungul vieții un cetățean are anumite modificări. În astfel de situații probabil se mai cere, dar un caz normal, când merge și solicită cartea electronică, că nu mai se merge cu certificat naștere, căsătorie, tot felul de documente, pentru că ele le avem deja în acest format electronic. Deci pe viitor, ca să revenim, cu ce ajută cetățeanul, va fi foarte ok ca omul să nu mai ai nevoie să, de exemplu, să mergi tu cu certificatul de naștere atâta timp cât noi ca instituție sau oricare serviciu de evidență ai avea posibilitatea să-i vezi actul omului. Da, și mai avem de așteptat, nu? Puțin până când 24 vor fi... septembrie. Până atunci trebuie să fie toate platforma cu ceea ce înseamnă ofițeri de stare civilă, deci toată lumea va fi obligată să lucreze. Am înțeles de la proiectul, cele două proiecte mari, pentru cartea electronică și pentru acest sistem informatic de stare civilă, sunt proiecte care sunt gestionate de Ministerul Administrației și Internelor. Deci nu noi suntem, noi suntem doar beneficiari. Din ce știm de la dumnealor, se lucrează în prezent pentru platforma cetățeanul, ca cetățeanul să solicite, intrând în acest sistem informatic, să solicite documentele, certificat naștere, căsătorie, dacă ești împuternicit sau ești persoană îndreptățită, un certificat de deces. Deci mult n-ar mai trebui, pentru că e un program european cu fonduri europene și nu cred că își permite cineva să nu încheie acest proiect. Sau să îl prelungească mult decât este exact, necesar. Exact, cât e stipulat în cadrul proiectului, da. Așadar, iată că mai sunt și vești bune în ceea ce privește aceste schimbări. Schimbări sunt care, în bine. Până ele la sunt urmă grele. Și în alte țări sunt de mult timp puse în practică. Iată că ne aliniem și noi din acest punct de vedere. Trăim într-o perioadă în care informatizarea și tot ce înseamnă parte de informatică avansează. Nu putem să rămânem în urmă, ori vrem, ori nu vrem. Că dacă ar fi să fie după vrute, mulți dintre lucrătorii de stare civilă sau poate și noi, la un moment dat am zis că e prea greu, dar nu avem de ales, trebuie să ne adaptăm vremurilor și să sperăm că e bine. Spuneați că toate documentele care au fost scanate sau vechime ați plecat așa de la 100 de ani până în prezent, cu cele mai vechi? Nu până în prezent, până în 2022. Până în 2022. Da. Până la atunci au fost scanate în acest proiect. Tot ce e după 2022, dacă vine și trebuie să-l căsătorim, de exemplu, și n-are nașterea scanată, nu nașterea, că e prea mic să fie la 3 ani, se scanează. Și cu cele de dinainte de ultima 100 de ani, ce se întâmplă? Că sunt documente? Se predau, legea prevede că tot ce se păstrează în arhiva noastră și a primăriei 100 de ani și restul la împlinirea 100 de ani se predă la arhivele naționale. Deci avem predate la arhivele naționale, care am înțeles că și dumnealor au un proiect tot așa de informatizare și informatizează și dumnealor tot ce au în păstrare. Nu știu perioada ca timp, dar în curs așa ceva. E bine că se aliniază și alte instituții, așa cum spuneam puțin mai devreme, nu este suficient ca doar o singură instituție, două, trei să... Nu se poate. Și la noi, în cadrul proiectului, toate trebuie. Cu timpul vor avea acces la această platformă, tocmai vă spuneam că are trei componente. Platforma către instituții va fi foarte important să aibă acces notari, instanțe, medici de familie, ca să trimită constatatoarele de naștere sau de deces direct către noi, să nu mai vină omul. Asta vreau să vă spun, că atunci când va fi proiectul efectiv la final, ajută, că luăm iară cazul fericit, înregistrarea unei nașteri. În prezent trebuie să vină tatăl sau
să înregistreze copilul. La momentul când o să fie toate instituțiile, respectiv medicii de familie, spitalele, constatatorul să trimite online direct, tu preiei lucrător, ofițer de stare civilă, preiei constatatorul și înregistrezi copilul fără să mai fie nevoie să purtăm familia. Totul se va întâmpla online, cum ar veni, nu? Exact. În această platformă. Da. Plecând de la SIASC, de la informatizarea stării civile, v-am spus mai înainte, vine cartea electronică. Cartea electronică, la momentul ăsta, județ pilot, avem un singur județ, Clujul, care de la data ar trebui zilele astea în august să plece tot județul, nu-i tot județul, lucrează doar direcția județeană și serviciul județean Cluj, nu și celelalte servicii de evidență din județul Cluj. Deci în prima fază se extinde în luna august tot județul Cluj pentru cartea electronică, urmează perioada lunile de toamnă să lucreze și să elibereze cărți electronice municipiul București și toate sectoarele. Noi, ca și județ, fiind un județ mai mic, undeva sfârșitul noiembrie-decembrie, deja se instruiește, v-am spus tocmai că ministerul, dumnealor sunt cei care au implementat proiectul, în prezent, la nivelul Direcției Generale București, se instruiesc lucrătorii de evidență pentru a lucra în vederea eliberării cărții electronice și noi, ca județ un pic mai mic, o să fim la sfârșit pentru că vor pleca județele mari, respectiv Cluj, Iași, Bihor și cele care au un număr mare de locuitori, dar din ceea ce ni s-a spus, anul ăsta, pe sfârșitul anului, vom elibera și noi carte electronică. Ce înseamnă carte electronică? Chiar vă rog să ne explicați pendelete, pentru că au fost atât de multe tipuri. Discuții și pro și contra asupra acestor documente electronice, cu siguranță, dar e bine să explicați cât mai exact ce înseamnă aceste, de ce s-a decis eliberarea unor astfel de cărți de identitate electronice, cu ce ne ajută, cu ce ne încurcă. Au mai multe elemente de siguranță. Asta a fost premiza de la care s-a plecat. Nu pot spune că această carte de identitate care o avem în prezent nu are. Are elemente de siguranță, dar, din păcate, cei care n-au ce lucra și stau acasă și mai fac prostii, reușesc să mai facă din când în când și o carte de identitate și atunci, pentru a mări siguranța cetățeanului, pentru a da cât mai multă încredere că nu este furată identitatea până la urmă, că sunt o felul de situații, chiar dacă ne uităm la televizor și mai vedem, nu am filme, dar mai sunt și real. Mai vedem și la știrile naționale. Și atunci asta ar fi unul din avantaje. O mai mare siguranță cu mai multe elemente de siguranță pe această carte electronică. Și asta vreau să vă spun. O să fie două tipuri. Carte electronică de identitate, cea care va conține și un chip. Ei, aici ați atins un punct sensibil, chipul. Da, tot știu discuția atunci când a fost lansat proiectul, pentru că a fost nevoie de o lansare a proiectului cu a fost o mare discuție, dar discuția asta a fost și atunci când a apărut pașaportul electronic cu chip. Cine dorește poate să facă, cine nu, nu-și face, pentru că există și posibilitatea eliberării unei cărți electronice simple, care nu are chip, care, așa cum prevede actul normativ, este valabilă doar un an, nu poate să constituie sau să fie document de călătorie, adică nu poți să mergi cu el. Nu poți să ieși din țară, practic, cu un astfel de document. Ci doar cu cartea electronică, cea care conține și chipul. Chipul, nu știu de ce, e așa o reticență sau o spaimă. Poate ar trebui să faceți o colaborare datele și cu cei de la biserici să le explice, poate, oamenilor, pentru că au fost și Textul situații de lege în care spune, oamenii au spus că acolo nu este ceva curat. Nu știu curat ce acolo, dacă nu poate să-l bage pe ăla rău în carte, Doamne iartă-mă, dar altceva vreau să spun, că actul normativ spune foarte clar, eu bănuiesc că li teamă de altceva, că în chipul ăla să nu fie datele electronice și să fie folosite de altcineva care
poate vrea să-ți facă un rău, lucru care nu există, pentru că avem textul de lege unde spune că după personalizarea și transmiterea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple, la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedura automată și irreversibilă. Deci, atunci când, de exemplu, că o să fie cu amprentă, este luată amprenta pe acel chip și cartea împreună cu toate datele. Clasic vom fi amprentați atunci când nu, se semnează electronic, și, dar se ia și amprenta. Doar că toate datele, amprenta și datele de pe carte, atunci când cartea va fi trimisă pentru a fi tipărită, datele vor fi șterse, nu vor fi stocate în sistemele noastre, ci vor rămâne doar pe chip, care va fi în mâna către cetățean. Deci ele nu rămân într-o bază stocate, așa cum zice textul de lege, ca să fie folosite în alt scop. Problema va fi doar dacă pierdem acest document. Da, pe asta sau altceva, ne este furat, da. Atunci probabil dar și atunci să fie... nu poate oricine, trebuie să ai cititor. Nu orice cetățean ai acasă un cititor ca să poți să preiei datele biometrice, să preiei... Pe aici nu vorbim de orice cetățean, de acei cetățeni care, spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, că au mai mult timp liber și găsesc tot felul de artificii pentru a comite anumite infracțiuni până la urmă. Da, dar repet încă o dată, din moment ce textul de lege ne spune foarte clar și așa e prevăzut procedura de lucru, nu rămân stocate niciunde datele unui cetățean. Și ajută, v-am zis, în primul rând, reprezintă un document de identitate, reprezintă un document de călătorie și în al treilea rând poate să reprezinte atunci când, v-am spus, o să... Acum nu că vorbesc eu, că mă uit la televizor și văd filme mai multe, dar ați văzut că tehnica avansează foarte mult. O să fie multe acele sisteme... filme science fiction pe care le vedeam în urmă cu 20 de ani, acum realitate. Sunt realitate. Da. Exact. O să putem să ne identificăm, să ne autentificăm în anumite sisteme, de exemplu, vrei să vezi impozitul de la primărie. Cu cartea de identitate poți să accesezi datele, astfel de date, ca să nu mai fie nevoie să te duci la primărie. Sau am înțeles, așa cum ni s-a spus, că vor fi stocate toate datele care sunt acum pe acel card de sănătate. Și atunci nu mai... Deci, practic, toate aceste informații vor fi într-un singur loc. Da, pe această carte electronică. Tocmai de asta e și întârzierea din ceea ce ni s-a spus, pentru că presiunea a fost mare din toate părțile, fiind atâtea date, atâtea instituții implicate și, într-adevăr, mai greu. De mult tot discutăm de cartea electronică că o să vină, dar uite că anul ăsta, din păcate pentru noi, pentru că e greu să duci două proiecte pentru lucrătorul și de stare civilă și de evidență, până la sfârșitul anului va trebui să eliberăm și cartea electronică. Așadar, în decembrie e posibil să avem primul hunedorean care va avea o astfel de carte de identitate electronică. Cred ne chemați la eveniment să surprindem și noi. Reprezintă o normalitate, din punctul meu de vedere, o normalitate, un lucru normal, care nu trebuie să sperie pe nimeni. Acum, cine are convingerile, nu știu de care, și eu sunt credincioasă și eu merg la biserică și nu văd o mare impediment în a intra într-o normalitate până la urmă. V-am spus, vremurile sunt de așa natură încât nu ne mai permitem să scriem cu pana. Și atunci doar așa de plăcere, dar nu putem. Drag. Nu putem. Și vor fi preschimbate toate cărțile de identitate clasice avem, pentru că avem persoane de 80, de 90 de ani, deci, care au variantele vechi. Vor circula în paralel până în august 2031. Doar după această dată va fi obligatoriu toți cetățenii să aibă doar carte electronică. Dar până în 2031 circulă, mai sunt cetățeni care au și acel BI.
vechi. Aceea cărticică, mulți dintre cei care ne urmăresc știu, exact. La fel de mulți probabil nu știu cei mai tineri cum arăta deci acel buletin de identitate. Nu mâine sau atunci când va fi eliberată prima carte electronică, obligatoriu toată lumea trebuie să meargă și să solicite, pentru că nu va putea nici lucrătorul de efectiv de evidență, vor fi ghișele pline să poți să faci față ca tot cetățeanul să solicite. Deci chiar dacă acea carte de identitate, să presupunem că este eliberată unui hunedorean în 2030, atunci dacă este în 2030, va fi eliberată automat cartea de identitate electronică sau tot varianta electronică. Actuală? Deci electronică. Nu, care e ideea? Nu obligă legea ca, să zicem, din decembrie toată lumea, dacă tu ai o carte valabilă, veche, model vechi, nu te obligă ca din decembrie tu să mergi neapărat să-ți solicite o carte electronică, doar dacă dorești lucrul ăsta, dacă nu, mergi cu acea carte veche până în august 2031. Iar e o noutate în ceea ce privește cartea electronică, în prezent se eliberează carte de identitate la vârsta de 14 ani. Odată cu intrarea în vigoare și a eliberării cărții electronice, scade vârsta, vor fi eliberate și între 0 și 2 ani pentru copilași. Cu termene scurte. Ce înseamnă termen scurt? Între 0-2, la 2 ani o nouă carte, între 2-14, 14-18, dar e o noutate și pentru noi. Și cu ce îi va ajuta pe acești copii, pe părinți, probabil? Păi sau... nu-i mai nevoie de pașaport, de exemplu. Cartea de identitate în prezent îi deci are pentru valoarea... călătoriile în afară da, sunt și probabil și, și de mult. Identificare, pentru că în prezent se identifică cu un certificat. Dacă are carte, se identifică cu acea carte. Și asta și costurile, cartea în prezent e 67 de lei, pe când un pașaport e undeva la 250, nu știu exact cât mai e valoarea pașaportului. Pentru noi va fi greu, pentru că e foarte greu să faci o carte de identitate unui copilaj. Dar, vedem. Ce? Da, un element de noutate, exact. Cu siguranță, da. Pentru majoritatea hunedorenilor, majoritatea românilor, dar iată că ne-ați explicat și care sunt beneficiile acestor modificări, cu ce îi ajută pe cetățeni, că până la urmă asta contează foarte mult, chiar dacă dumneavoastră aveți acum un volum mult mai mare de muncă, pe om îl interesează cu ce mă ajută și eventual care sunt costurile pe care trebuie să le suport pentru toate aceste modificări. Și ne-a spus în linii mari, probabil că aceste informații sunt afișate și pe pagina Ministerului și în ceea ce privește direcțiile de județene de evidență a persoanelor din întreaga țară, pentru că este o modificare care nu va fi doar în județ, ci la nivel național și trebuie să ne mai aliniem și noi standardelor europene până una alta. Și nu? Cu lucruri bune. Bine, subliniat. Da. Exact. Sunt, cum spuneam, e un volum mare de muncă. Sunteți suficient de mulți oameni care să facă față acestei din munci? Din păcate și asta e o mare problemă. La noi, ca și instituție, nu pot în prezent să ne plângem, dar avem în județ și sunt în țară unde e o problemă. De exemplu, odată cu implementarea acestui sistem informatic pe linie de stare civilă, sunt mulți ofițeri de stare civilă care ne spun că mai bine preferă să plece la pensie sau să lucreze în altă parte. E mult ca volum de muncă și, din păcate, în unele locuri nici nu-i aprecia la o adevărată valoare. Sunt situații în care primarul vede că la stare civilă doar te duci la nuntă, îl căsătorești pe ăla, mai mănânci o prăjitură și s-a terminat. Starea civilă nu înseamnă doar lucrul ăsta. E starea, de fapt, în spatele imagini pe exact, care o vedem cu toții. Și foarte important, pentru că de la stare civilă îți pleacă viața. Dacă s-a greșit, uite, pare așa un lucru simplu. Un ă, o căciuliță, un ș, un ț. Deja ești o altă persoană. Ești o altă persoană și apare și mai urât situația. Nu se rezolvă problemele în decursul vieții. Moare persoana respectivă, vin moștenitorii la succesiune, la tot felul de... Și au fost așa, atât de multe cazuri și eu personal cunosc astfel de situații. Nu pot să rezolv. Deci starea civilă pare un lucru care e așa, mai la... E greu de demonstrat. E greu de demonstrat pentru că nu suntem aducători de bani, nu de venituri într-o primărie. Starea
civilă nu poate să aducă bani, că nu putem să vindem nimic, dar situația e complicată și complicată și complexă în același timp. V-am spus, de la o simplă greșeală, care poate la urma urmei zici că e omenească, dar poate să dea viața unui om peste cap și poate să dea complicații, situații complicate care le soluționezi foarte greu și în timp. De aceea trebuie să fim, cred că, foarte, atenți. Foarte atenți și noi, nu doar angajații acestei instituții, atunci când ne este eliberat un document, să-l verificăm foarte, foarte bine, pentru că dacă sunt identificate anumite se pot rezolva atunci, nu? Să nu lăsăm să treacă timpul, cu cât trece timpul, cu atât e mai complicat. Iar e mai ales dacă dispar unii din familie, unii oameni dragi, și atunci și o problemă, nu atât o problemă, cât faptul că s-au deschis granițele după Revoluție, oamenii pleacă în toate colțurile lumii, sunt plecați în anumite țări care poate nici n-am auzit de ele la un moment dat și trebuie să cunoaștem legislația întregii lumi. Vin la modă în perioada ultimii ani, se căsătoresc în toate direcțiile, în toată lumea asta, pleacă în concedii luna de miere și vin căsătoriți. Și atunci e complicat. Omul nu înțelege că noi poate nu suntem nici noi în măsură să cunoaștem legislația din toate colțurile lumii, dar cu răbdare, de asta îi rugăm de foarte multe ori să avem răbdare, să nu fim agitați, să fim toți calmi, pentru că le rezolvăm. Starea civilă nu e mai cum era acum 10-20 de ani, când omul se năștea, făcea un copil, căsătorie în România. Acum pleacă, vine, schimbă numele într-o țară, vine înapoi. Deci e complex, un domeniu foarte complex, nu ne plângem, dar trebuie să le rezolvăm. Da, să le rezolvați, să vă adaptați și să rezolvați problemele oamenilor până la urmă, că ei asta își doresc. Ce se întâmplă cu cei care, spuneați că și sunt foarte mulți și hunedoreni care sunt plecați în străinătate, ei vor putea accesa acest sistem informatic pentru a solicita anumite ambasade documente? Ambasade și consulate și în prezent un cetățean care e plecat. Dar în formula aceasta de care am discutat până acum în emisiune, exact. Da, se lucrează cu ambasadele să fie instalate și în ambasade, deci așa prevede cadrul legal. În prezent, atât pe linie de stare civilă, cât și pe evidență, cetățeanul care e plecat oriunde în lume, merge la ambasadă și solicită, atât pe linie de stare civilă, de exemplu, un cetățean care s-a căsătorit, nu știu cum să zic, în Germania sau în Italia, ca să-i fie recunoscută acea căsătorie în România, trebuie să își transcrie, așa se numește. Poate să vină în țară, să depună la ultimul domiciliu, cu avizul nostru, îi se aprobă și îi se face un act de căsătorie românească. Este obligat să facă această transcriere? În termen de 6 luni, da. Deci nu, în termen de nu mă ajută, nu vin în țară, în termen de 6 luni, următorii de 2 ani țară, nu trebuie de să transcriu. De când intră în țară, trebuie să transcrie. Dar în același timp, dacă nu vine în țară, poate să depună cererea, solicitarea pentru transcriere la ambasadă sau consulat. Același lucru poate să-l facă un cetățean pentru eliberarea unei cărți de identitate. La copilul de 14 ani se trimite poză, toate documentele se trimit în țară, lasă păclepul tot așa de ultimul domiciliu sau printr-o procură încheiată la ambasadă, împuternicește pe cineva în țară să meargă și să-i solicite cu toate documentele, bineînțeles, cu poza care o atașează la procură făcută în străinătate și se eliberează. Deci poate, nu există doar obligatoriu să fie prezent în țară. Atât pentru transcriere, v-am spus, pe linie de stare civilă, cât și pe partea de eliberarea cărții de identitate. În perioada aceasta, că știm, de obicei lunile iulie-august sunt destul de aglomerate. August da. cu mai mare viteză, așa, celor care se îndreaptă înspre țară în perioada concediilor. Aveți mai multe solicitări acum în această perioadă. Și pe linie de stare civilă și pe linie de stare civilă și pe linie de evidență la ghișe sunt mai multe solicitări. Tocmai de asta îi rugăm de fiecare dată să aibă răbdare, pentru că vin cu documente care de multe ori nu sunt în regulă, avem și noi un cadru legal care nu putem să nu respectăm legea,
cât am vrea să-i ajutăm, asta le tot explicăm, nu putem, sunt situații că nu pot să-l ajut, pentru că dincolo se merge foarte mult pe declarația pe propria răspundere. Și atunci, dacă tu declari că te cheamă Popescu, dar Popescu ăla poate în țară nu-i Popescu că Ionescu, că între timp tu mai ai o modificare sau o schimbare de nume în străinătate și nu ți-ai reglementat-o, noi nu putem să transcriem acea căsătorie până nu ajungem la Popescu, să vedem când ți-ai schimbat numele, plus că avem pe America, unde atunci când dobândesc cetățenia statului respectiv este un fel de naturalizare, nu obligatorie, când li se mai schimbă numele. Acea naturalizare trebuie tot așa recunoscută în România ca să poți să ajungi la numele cu care te identifici în prezent. Trebuie să existe o legătură între toate modificările privind statutul sau numele unei persoane ca să poți mai departe la următoarea etapă. Nu poți să ai două căsătorii fără divorț între ele. Deci sunt multe lucruri care... Deci s-a mai încercat. Păi s-a mai încercat, dar nu putem să trecem peste lucruri de genul ăsta. E normal, explicăm, îi rugăm să ne înțeleagă și pe noi, că nici noi nu putem să avem trei căsătorii și niciun divorț. Da, toate se rezolvă. Ați avut și astfel de situații, apropo, dacă tot mai facem așa și haz de necaz, să spunem. Sunt situații, pentru că ce se întâmplă? Într-adevăr, omul probabil se pare așa, nu o normalitate, dar poate nu înțelege niște lucruri, dar încercăm să le explicăm, să aducă documentele toate și rezolvăm problema, că nu e niciun fel de... să fie totul legal. Aici e problema, că totul trebuie să fie legal, chiar dacă o despărțire nu înseamnă neapărat și divorț, trebuie să existe acel document care să ateste cele spuse. Sunt care zic că ori uitat, că între timp s-or mai și divorța sau... Nu, dar le mai aducem aminte și rezolvăm problema, suntem fericiți. E bine că mai găsim uneori și puterea de a mai, de a mai zâmbi la astfel de situații. Ar trebui să scoatem o carte. Tot asta le spun colegilor. Scrieți, nu notați-vă. Scriem o carte și atunci la pensie suntem asigurați, măcar... Cred că ar fi un bestseller, cu siguranță. Da. În fiecare zi cred că aveți parte de situații destul de spumoase, să le spunem. Așadar, în această perioadă, luna august, destul de aglomerată la ghișee pentru eliberarea cărților de identitate, cred, în special. Și pe linie de stare civilă. Pentru că vin în țară și atunci solicită recunoașterea unei căsătorii, a unei nașteri a copilului, deces, din păcate, în ultima perioadă și decese mai multe. Și în străinătate? Sau... Și în străinătate, și peste tot, și... Nu, suntem... Da, dar de asta zic, și pe linie de stare civilă sunt multe solicitări de transcrieri, operări de mențiuni avem, adică ce înseamnă dacă ce divorțează înseamnă în străinătate, trebuie recunoscută și în România acel divorț produs în străinătate. Dar fiind în Uniunea Europeană și fiind locuind poate în state care aparțin la Uniunea Europeană, nu se sau nu există încă un sistem informatic care să transmită direct aceste informații? Nu se transmit. Ce se transmit de la ambasade? O altă normalitate. Ce se transmit de la ambasade și consulate, se trimit comunicările, dar doar comunicare. Adică se operează în baza de date, de exemplu, dacă o persoană a decedat în Franța, prin intermediul ambasadelor, a consulatelor, direct către minister, se trimit ca un fel de comunicare care apare în baza de date că Popescu a decedat, doar ca mențiune, dar Popescu figurează tot în activ, adică neavând transcrierea de deces recunoscută, cum ar veni actul de deces recunoscut în România, nu apare ca fiind trecut în pasiv, doar cu o mențiune de decedat. Și atunci, în mod obligatoriu, trebuie făcut această transcriere, de fapt o recunoaștere a acelui act încheiat în străinătate, ca să poți
să operez efectiv în baza de date decesul, nu doar o simplă mențiune, ci să operez decesul persoanei. Tot așa, în ceea ce privește comunicările de căsătorie, apare doar mențiune, dar nu apare recunoscută căsătoria sau naștere sau așa mai departe. Pentru acest lucru, deci, e nevoie de obligatoriu, acea persoană exact, să... toți cetățenii care știu că au în străinătate o căsătorie, un divorț, o schimbare de nume, tot ce înseamnă modificare în statutul tău, trebuie recunoscut în țară. Legea așa spune, în termen de 6 luni de la intrarea în țară, trebuie să soliciți recunoașterea în țară. Pentru că dacă nu faci anul ăsta și zici, las că mai trece și mai trece și mai trece, păi ce se întâmplă? Neavând operată mențiunea de divorț, mai căsătorești odată în străinătate. Știind de bună credință că este divorțat. Nu mai știe de divorțul respectiv. Noi nu știm că divorțul, pentru că nu l-avem operată mențiunea și, și atunci trebuie să le iei și mult mai greu să faci lucrurile care nu au fost făcute la timp. 2024 a fost un an până acum și încă nu e gata, destul de complicat din punct de vedere politic și administrativ, un an super electoral, am avut alegeri locale, alegeri europarlamentare, urmează acum prezidențialele și parlamentarele, au fost destul de multe modificări în adresele unor hunedoreni, unor români, până la urmă, că a fost așa o agitație destul de mare în întreaga țară. Ați avut multe solicitări pentru flotant în acea perioadă a alegerilor? În legislația noastră specifică nu avem motiv de eliberare a unei cărți de identitate sau a reședinței pentru alegeri. Drept urmare, tot asta am spus și pe perioada când a fost, cum ziceți dumneavoastră, campania electorală. Campania electorală parcă le vine așa un noi nu putem mai să mare elan de a-și se muta dintr-o lucrătorul de la evidență, atunci când vine un cetățean cu o cerere de reședință, cu toate documentele necesare, nu ai motiv de respingere. Și nici să-l întreb de ce. Nu, pentru că noi avem toate documentele atașate la cerere, avem tot ceea ce trebuie ca să aplice reședința. Bineînțeles că am avut proceduri mai prevăzute pe acea perioadă, tocmai că la nivel, și la nivel de județ, dar nu am avut chiar atât de mult față de în alte județe unde a fost un volum foarte mare de reședințe. Dar față de o perioadă similară unui an în care nu au fost alegeri? Dar v-am spus, nu putem să respingem. Lucrătorul de evidență nu poate să respingă dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, de procedurile care le avem. Am trimis verificări la poliție. Dacă raportul polițistului a venit și a spus că acel cetățean locuiește la acea adresă, nu ai motiv de respingere a cererii. Ne-au mai fost situații în care am văzut, nu neapărat în județul Hunedoara, și în alte părți, unde într-un apartament de 2 camere aveau domiciliul 20 de persoane. Acum nu vorbim de județul Hunedoara, vorbim de județele care sunt pe graniță, pe partea cu granița de est. Și asta este legal? Unde, asta se poate la un singur domiciliu să locuiască, cel puțin spus, în... Asta e procedura. Cetățeanul vine, depune cererea cu toate documentele. Deci nu există un număr limită, să spunem. Nu, avem un protocol încheiat cu poliția, unde trimiți, când vezi, pentru cartea de identitate la 10-a persoană, când solicită carte de identitate, deci nu la reședință, aplicarea reședinței, ci carte de identitate simplă. Și sunt 10 persoane care nu sunt dintr-o familie cu grad de rudenie și locuiesc, solicită acolo, deci vine cetățeanul, depune cererea, verifici în bază, vezi că sunt 10 persoane, a 11-a vine și depune cerere și nu face parte din familie, se respinge cererea. Pentru reședință, tot așa, la a 2-a persoană care nu sunt din cadrul familiei, se trimite o anexă, avem noi pe procedură, pe lege, la polițistul
de la postul de poliție la comune sau ordine publică de la orașe. Deci există totuși niște reglementări exact, și din și acest vine, punct de vedere. Verificarea raportului polițistului unde spune acea persoană locuiește sau nu locuiește la adresă. Dacă din raportul polițistului rezultă că acea persoană nu locuiește la acea adresă, se respinge cererea. Deci există o procedură, sunt clar stabilite niște reguli, dar dacă sunt îndeplinite toate condițiile de lege, prevăzute de lege și cetățean ăla are, locuiește, raportul spune că locuiește, are documentele toate, nu poți să-i respingi cererea. Ele se fac verificări, legea a stabilit, doar că v-am zis, acum în prezent nu se mai poate ajunge, dar din istorie și din poveste, că a zis dumneavoastră de 20, de asta m-am amintit de 1000, că erau pe partea Iașu, am înțeles că avea la un moment dat, unde la o adresă l-au identificat la 1000. S-a modificat legea, tocmai cum vă spuneam, că la 10-a, dacă se verifică la 11-a persoană, nu se mai face acolo domiciliu. Și s-a încercat, odată cu modificarea legii, dacă s-a constatat că o persoană nu mai locuiește la acea adresă, se trimite polițistul să face verificare, vine raportul, spune că nu mai locuiește, se anulează adresa din baza de date și îi aduci cunoștințe cetățeanului să vină să se prezinte, să-și facă carte de identitate la un alt domiciliu, acolo unde el de fapt ar locui. Ar mai fi multe de discutat, exact. Dar am ajuns, din păcate, la finalul acestei emisiuni. Vă mai așteptăm să ne spuneți cum se derulează toate aceste elemente de noutate pe care ni le-ați prezentat astăzi și cu siguranță ne veți mai aduce și alte noutăți în domeniu. Cu mare drag! Mult succes aveți în mulțumesc. Toată activitatea! Mulțumesc! O zi bună! Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine! Thank you.